medalii au adus din anul 2017 până în momentul de față sportivii secției de canotaj din cadrul Clubului Sportiv Municipal Călăraș. An de an, canotorii călărășeni au câștigat cel puțin o medalie de aur la campionatele europene sau campionatele mondiale. Zilele acestea am găsit sportivii la antrenament, pregătindu-se pentru campionatul național de viteză ce va avea loc în luna august. În această perioadă, trei sportivi din cadrul CSM Călăraș au participat la campionatele mondiale de canotaj din Statele Unite ale Americii. Județul nostru a fost reprezentat la cel mai înalt nivel de Antonio Stoica, care ocupa locul 4 la prima sa prezență la o competiție mondială, Alexandru Chioseaua și Mădălina Cașu. Ne pregătim pentru campionatul național de juniori cu acești copii minunați. Vreau să vă spun că sunt toți medaliați la campionatul național de fond juniori la Timișoara. Această competiție va avea loc la sfârșitul lunii august, la Iași. Este o competiție rezervată juniorilor, având caracter și de selecție, pentru definitivarea loturilor naționale sau CNOPJ-urilor. Cei mari urmând să facă pasul către o categorie superioară, respectiv tineret. Tot în acest moment, în această săptămână, avem o mare bucurie. Trei sportivi de la noi, de la CSM Călăraș, reprezintă România la o competiție internațională. Este vorba de campionatul mondial de tineret, desfășurat la Sarasota, în Florida, unde sperăm să facem o figură frumoasă. Este vorba de Cașu Mădălina, care va văzli în barca de 8+1, Chioseaua Alexandru Petrișor, care va văzli în barca de 4 rame, fără cârmaci, și o surpriză minunată, este vorba de Stoica Antonio Dumitru, care este la prima lui participare internațională, într-o barcă foarte grea, să spun, o probă foarte grea, este vorba de 4 vâzle masculine. Urmează o lună de foc și la propriu și la figurat, pentru că suntem pe ultimii metri. Ne pregătim și căutăm să scoatem tot ce este mai bun din acești copii, ca ei să vină să confirme rezultatele obținute de secția noastră, rezultate minunate care ne responsabilizează mai mult și pe ei la fel și sperăm într-un rezultat cel puțin la fel de valoros ca cel de la Timișoara. La campionatul național câți elevi vor participa? Câți sportivi de la CSM? Cam 20 de sportivi, 22. Sperăm noi să fie toți în parametrii de 100%. Doamne ferește de accidentări sau alte probleme, pentru că, așa cum am spus, ne-am obișnuit să cucerim medalii foarte strălucitoare și nu ne permitem să mergem doar așa de figurați. Ce vârstă au copiii? Plaja este foarte mare, începând de la 12 ani. Chiar Mezina a împlinit săptămâna trecută mascota noastră. Am plinit 10 ani. Surprinzător, ne-am dus foarte jos în vârsta de selecție, pentru că abilitățile practice sau jocurile interactive au dispărut și căutăm să îi ținem aproape de mișcare, să îi ținem cât mai sănătoși, pentru că ați văzut, vremea este din ce în ce mai neprielnică mișcării, apar alte atracții și odată cu înaintarea în vârstă este foarte greu să le mai schimbe această mentalitate vis-a-vis de jocurile online și tot ce ține de... Dintre acești sportivi aveți și selectați în lotul național? Avem în vederea sau pepinieră pentru lotul de junior 2 o fetiță, dar care are ceva probleme de sănătate și a mers la un control, și Matran Ana, o să o vedeți, este de asemenea pe listele federației, în atenția federației, se pregătesc centralizat la noi, urmând ca, v-am spus, la finalul acestei competiții
să vedem dacă facem pasul către lotul național. Mă refer la cei prezenți în sală. La lotul național îi avem pe cei, după cum v-am mai spus, patru juniori, unu și o junioară, doi, Guzran Maria, iar cei mari, Sandu Ștefan Cristian, care la fel se pregătește în barca de patru vâzle pentru campionatul mondial de juniori de data aceasta, care va fi la începutul lunii august în Japonia. Și fetele Drugă Cristina, Burlacu Delia Elena, Paraschiv Gabriela, la Năvodari și, cum v-am zis, Guzran Maria la Iași. La campionatul național de viteză ce va avea loc în luna august, CSM Călăraș va participa cu 22 de sportivi. Cea mai mică sportivă din lot este o fetiță care abia a împlinit vârsta de 10 ani. Am stat de vorbă cu fiecare în parte și am aflat că uneori rezultatele vin la doar câteva luni de antrenament. Este deja cunoscut faptul că secția de canotaj din cadrul CSM Călăraș este o adevărată pepinieră pentru lotul național al României. El este Burdugan Alin, are locul 3 la campionatul național la fond din Șora anul acesta. De când ai început? Din 2016, septembrie. Și primul rezultat a venit? După un an. După un an? Și ai câștigat ce? Locul 3 la campionatul național la Timișoara, junior 3. El este campionul nostru național de anul acesta din martie la Piatra Neamț. Moste Alexandru. Câți ani? 14 ani. 14 ani. Și de când practici sportul ăsta? De octombrie. Aproape un an. Aproape un an și deja ești campion? Da. Și medalia a venit? La martie. 5 luni. După 5 luni de antrenament. Da. Și acum te pregătești pentru ce? Pentru campionatul național de aici. Care va fi luna viitoare. Da. Luna asta la sfârșit. Da, luna viitoare în august. Da. Mult succes. Ei sunt începătorii noștri de câteva săptămâni. Eu mă numesc eu Claudia Elena. Și câți 10. 10 ani, tu ești mezina. Da. Și tu? Eu mă numesc Elceanu Petronile Adrian. Și veți participa la prima competiție a voastră, înțeleg? Acum încă sunt micuți. A, încă sunteți pregătiți. În pregătire. Da. Deni Bianca, vicecampioana noastră, tot la Piatra Neamț, pe ergometru, a luat bătaie la 2 sub timp. Asta e cea mai dureroasă înfrângere. Da. Da? De când practici? De aproape 2 ani. De aproape 2 ani și prima medalia ta a venit la câte luni? Sau la un an? La aproape un an. La aproape un an și acum te pregătești pentru campionatul național? Da. Da? Jurăm mult succes. Eu mă numesc Andreea Gabriela și sunt de 3 săptămâni. Doar 3 săptămâni? Da, ești începătoare. Ești începătoare, înseamnă că și tu ești în pregătire. Da. Cu siguranță vei ajunge o sportivă cunoscută. Burdugan Elena, locul 2 la campionatul național de ergometru și locul 2 la Timișoara, tot anul acesta. Câți ani ai?
15. 15 ani și deja 2 medalii. 3. 3 medalii. Și de când practici? De la ce vârstă? De 3 ani. De la 12 ani, da. Să înțeleg. Da. Bun. Și acum vei participa și tu la campionatul național? Da. Tot în aceeași da, probă, în 4 fete, ele... Am înțeles. Am înțeles. Tu cum te numești? Mă numesc Tănase Valeria Nicoleta și am început pe 1 iulie. Ești începătoare. Da, și eu. Ești în perioada de pregătire. Ana Maria Matran, la fel am contat cu Elena, 4 vârste de la Timișoara și 4 vârste de la Piatra Neamț. Și? Prima medalie? În martie. În martie anul acesta? Da. De cât timp faci? 11 luni. Măi, dar ce repede apar rezultatele? Foarte repede, înseamnă că vă țineți de treabă. Mă numesc Elena Bianca Florentina. Și ce zile? 13 ani. Și practici de la ce vârstă? De la 12. De relativ recent. Și ești și medaliată. Locul 3 de alea, campionatul național de ecometrie. Sunteți fantastici. Popa Mihaela. Și tu ești medaliată? Da, tot în 14 cu ele. Am înțeles. Și tu ce medalie de? Am 14 ani. Ai 14 ani și tu ții medalia de bronz sau argint? Argint. Medalia de argint și bronz. Și tu de când practici? Nu aproape spune de 5 luni. Aproape 2 ani. Aproape 2 ani. Eu mă numesc Miron Nicoleta Mariana și practic de 11 luni. Și deja rezultate? Nu are până acum nicio medalie, dar a participat la campionat. Dar voi participa în continuare? Da, da, da. Ați observat că rezultatele au apărut foarte repede. Asta datorită rețetei pe care o stăpânim, e vorba de echipa mea, Suce Eugen, Buzduga Madalina și eu, pe care o aplicăm cu succes pe cei care își doresc să performeze.
Avem o mezină mascotă care m-a impresionat și a fost deschizătoarea ușilor la vârstă foarte fragedă, venind aici cu mama ei pentru că și-a dorit să ajungă ca vecina de acasă, ca și Madalina, deja campioană europeană de seniori. Când am văzut-o la vârsta de 10 ani, și era 11. 10 spre 11, mă gândeam că a venit cu sora ei, dar ea era de fapt cea care, de care o să, dacă o ajută Dumnezeu să fie sănătoasă, o să auzim cuvinte de laudă. Deja medaliată la o secundă de locul întâi, vicecampioană națională, categoria ei de vârstă fiind mai mare cu un an decât vârsta ei cronologică. Anul viitor va avea bătălia pentru supremația, să zic, categoriei de vârstă, unde deja de acum ne gândim că o să o avem trecută în palmares. Sunt modele foarte bune ale celor de mai dinainte menționați, iar ei au premisare reușitei pentru că le pot urma pașii, le poate urma calea celor mari, care cu un randament foarte bun, cu o precizie matematică, au reușit să confirme rezultatele valoroase an de an. Deși este perioada de vară și elevii sunt în vacanță, merg la plajă, se distrează, să vorbim un pic despre perioada asta de antrenament, mai ales că vine concursul, se apropie o competiție. Povestiți-mi așa o zi din viața lor, la cât încep antrenamentul, câte ore se antrenează în fiecare zi, să vedem exact cu ce sacrificiu se obțin aceste medalii. Pot să spun că sacrificiul începe de la primul pas făcut din casă. Își lasă familia, își lasă prietenii, își lasă jucăriile. Vedeți de la vârste de la 10 fragede ani. Și este tocmai de aici de aproape, de la Huși. Da? De la Drajna un pic mai sus. Da, da, da. Nu este ușor, este greu, dar așa cum spuneați, ne aflăm în perioada vacanței și, bineînțeles, și pentru ele tot vacanță înseamnă. Adică avem jocuri organizate de cel puțin 2 ori pe zi. Jocuri organizate însemnând circuite de forță, văzlit cel puțin 1 oră, pe caniculă, da, așa cum în agricultură au apărut utilajele, la noi deocamdată utilajele am rămas tot la... Da, da, da. Noi suntem tot la mijloace rudimentare. Ne aflăm precum țăranii la sapă, în aceleași condiții. Dar cea mai mare bucurie, și toți se pregătesc pentru a-și lua jucăria, este vorba de medalia, de cupa care îi așteaptă la finalul acestei vacanțe. Cu cât vor fi mai serioși în pregătire, cu atât va fi mai strălucitoare jucăria pe care o vor câștiga. Jucărie pentru care fac eforturi fantastice, fac sacrificii supreme, pentru că nouă ne este greu să ne lăsăm copilul, eu știu, o zi, două, într-o excursie, într-o tabără și stăm cu inima la gât să vedem ce s-a întâmplat și de-abia așteptăm să vină acasă. Da, păi familiile lor care așteaptă cel puțin 6 luni până la revedere, dacă nu un an. Dar se uită totul în momentul în care apar rezultatele? Bineînțeles, bucuria este supremă și fiecare copil a simțit-o. Fiecare, v-am spus, după truda pe care o depune și le spuneam, cine plânge la antrenament va râde la pe podium. Competiție, pe podium.
au șansa să scrie istorie, au șansa să ridice numele lor la rang de personalitate. Avem în jurul nostru, deși suntem o țară modestă, iată, numărul 1 sau cea mai bună tenismenă a lumii, este Simona Halep, la fel plecată de mică spre înalta performanță, la fel și copilașii aceștia. Ați auzit că, așa cum spuneam, unii, deși au un stadiu aproximativ la fel ca al colegilor, n-au reușit să ia medalii. Avem o problemă și sperăm să se rezolve cu finalizarea bazinului. Este vorba de cunoștințele de not sau stăpânirea notului. Nu știu toți să noate, atunci când vin la vârste fragede, nu au acces la lacuri, la ape. Așteptăm perioada verii ca să putem să învățăm, deși are 11 luni, dacă este selecționat în sfârșitul verii, n-ai unde să-l bagi în apă. Și așteptăm luni bune până când putem să intrăm în apă, să învețe să... Dacă nu știe să noate, înseamnă că nu poate fi selecționat nu are la concurs. Cum, da, nu are cum să participe la concursurile pe apă. Uh-huh. Și atunci e ca un handicap pentru el că așteaptă încă un an ca să vină rândul să concureze. La canotaj nu poți să participi cu vesta de salvare. Nu, pentru că te incomodează, este... da, este... să zic, un factor limitativ în văslit. Dar să sperăm că odată apărut bazinul, poate avem și acces, să putem să micșorăm această așteptare pentru revenirea la jucării. Câți copii avem din județul Călăraș înscriși în momentul de față și câți sunt înscriși la CSM din alte județe? Da, iarăși o problemă delicată, pentru că este vorba de înalta performanță. Nu poți să faci înaltă performanță decât cu oameni care întrunesc anumite cerințe. Din păcate, nu avem un număr foarte mare. Am să-i rog să ridice mânuțele sus, cei care sunt din județul Călăraș. Da? Și am reușit jumătate. Și... jumătate. Dar, marea majoritate sau cei care au ridicat drapelul au fost din afară. Pentru că așa cum în toate, nu știu și nu vreau să dau un nume, dar nu poți să faci performanță nici în agricultură, nu poți să ai cel mai bun porumb dacă nu e cea mai bună sămânță, nu poți să faci nimic. Așa căutăm și noi sămânță umană. Ce calități căutați pentru un sportiv? Talie. În primul rând, mentalitate. Degeaba ai talie dacă n-ai mentalitate, dacă n-ai un caracter puternic. Chiar, și sunt foarte curios, avem o fetiță care s-a rușinat acum, cea care a primit 10 ani. Am întrebat-o pentru ce a venit aici și mi-a zis să iasă campioană. Hotărât. Da, vedeți, la 10 ani eu nici nu știam ce era campion. E ușor de lucrat cu asemenea copii care își doresc atât de mult, pentru că sunt pași foarte importanți făcuți în această direcție, ne este mai ușoară munca. Dacă îl aduci cu telefonul în mână în sală, în primul rând trebuie să lupți să faci să renunțe la telefon, ceea ce e o pierdere mare de timp, și se limitează accesul la performanță. În premieră la nivel național, antrenorii secției de canotaj pregătesc pentru competițiile paralimpice un tânăr călărășan cu dizabilități. Chiar dacă a început antrenamentul de curând, tânărul vrea să se pregătească pentru a putea participa pe viitor la competițiile naționale și internaționale. Este o provocare pentru noi, pentru secția de canotaj, în urma unui eveniment pe apă desfășurat de asociația mea. Am depistat un sportiv, un potențial sportiv, un băiat, mai bine să plecăm de la treaba aceasta, care își dorește și m-a provocat să încercăm ceva deosebit pentru noi și chiar pe plan național nu există așa ceva. Este vorba de sport paralimpic, persoane cu dizabilități.
m-a impresionat curajul lui teribil, neștiind să înoate. S-a aventurat pe o mare agitată, într-o embarcațiune pentru prima dată văzută de el, dar cu un curaj fantastic, de-abia puteam să stau eu lângă barcă. Și atunci mi-a venit ideea, de ce nu, hai să încercăm să aducem și acest tip de sport la noi, la club. Și mulțumită domnului director, a acceptat provocarea. Acum rămâne să vedem cum o finalizăm, pentru că, așa cum vă spuneam, fiind pionier la noi aici, în această activitate, cam totul ne este potrivnic. Nu avem aparatură, dar încercăm să facem, să adaptăm cerințelor speciale acestui sport și Doamne ajută să și reușim. Acum începe pregătirea, iar prima competiție, în funcție de evoluție, ar putea fi anul viitor? Sau? Anul viitor. Deocamdată să ne cunoaștem mai bine, să se familiarizeze un pic cu această disciplină. Este o noutate, v-am spus, nici el n-a văzut vreodată o asemenea bărcuță. A fost pentru prima dată când s-a urcat în ceva plutitor și m-a uimit curajul și forța. Mi-a spus că nu a făcut pregătire specială, deci are cam toate calitățile, să spun, unui viitor, Doamne ajută, sportiv. Acum e foarte devreme, prematur să ne hazardăm, să spunem că o să obținem cine știe ce rezultate, dar cel mai bun rezultat este că a venit în sală, cel mai bun rezultat este că răspundem acestei provocări și toți trei din echipă de-abia așteptăm să descoperim noutăți împreună cu Costi. Prezintă-te un pic, cum te numești? Sunt Mucea Ștefan Costină, am 28 de ani. Ești din Călăraș? Din comuna Ștefan Vădun, județul Călăraș. Și ai început antrenamentul? De ieri. De ieri, deci destul de recent. Te-ai gândit vreodată să practici vreun sport? Am mai avut tentația asta, pe la 14 ani, dar având dezabilități, am crezut că nu o să pot să înot și că o să-mi fie foarte greu să fac. Cum ți s-a părut experiența când ai urcat prima dată în barcă? Ți s-a părut un lucru ușor? Ai putea să evoluezi? Cum simți tu experiența asta? Că bănuiesc că este o experiență nouă pentru tine. Este o experiență nouă și este o provocare pentru mine și cred că pot să evoluez. Pot să dau mai mult. Deci o să participi la antrenamente și vrei tot din adinsul să te pregătești pentru prima competiție. Da,